E 9:30 dimineața și Tony își începe ziua în cel mai productiv mod posibil, cu mișcare și un mic dejun bun. Între timp, cel mai bun prieten al său, Paul, depinde de o aplicație care îl trezește și amintește de tot ceea ce și-a planificat astăzi. Este o zi specială, deoarece vor prezenta ideea aplicației unei echipe care vrea să angajeze talente pentru renumitul geniu al computerelor, David Zuckerman. Dar au ajuns târziu și este o coadă de peste 500 de persoane. Între timp, ei întâlnesc un grup de minimaliști care trăiesc cu doar 100 de lucruri, iar ideea lor de aplicație este un software care ajută să scape de lucrurile inutile. Câteva ore mai târziu, Tony și Paul își prezintă aplicația echipei și lui Zuckerman, care îi urmărește printr-o cameră. Paul crede că telefoanele nu ar trebui să aibă toate aceeași voce, așa că a programat Nana, un software care recunoaște emoțiile vocii și face o personalitate bazată pe nevoile utilizatorului. Dacă leagă această idee la baza de date a lui Zuckerman, posibilitățile sunt ilimitate, cum ar fi să ajute persoanele în vârstă, ori sprijin moral, pentru cei cu probleme de sănătate mentală. Din păcate, echipa nu este impresionată de o idee care doar îi face pe oameni fericiți, ceea ce îl determină pe Tony să-și asume riscul și să dezvolte niște programe suplimentare făcute în spatele lui Paul. În timpul experimentării, aplicația a văzut unde s-a dus, gusturile și cheltuielile lui Paul, pentru a înțelege personalitatea, ceea ce înseamnă că el știe exact ce să-i vândă și funcționează, deoarece Paul cumpără totul. Paul este furios pentru că acum arată ca un obsedat de shopping, dar ideea lui Tony este câștigătoare. Zuckerman sună și oferă 4 milioane de euro pentru aplicație și promite că îi va întâlni pe băieți în câteva săptămâni. Mai târziu, Paul și Tony merg la un bar pentru a sărbători înțelegerea cu restul angajaților. Tony încearcă să țină un discurs, dar Paul este încă furios și îl tot întrerupe cu fapte jenante despre copilăria lui Tony. Cei doi încep să se certe și ajung să facă un pariu. Trebuie să trăiască 100 de zile fără niciun lucru, recuperând doar un obiect pe zi. Cine pierde, lasă jumătate din acțiunile sale la toți angajații. Toată băutura îi face să leșine și dimineața se trezesc fără nimic pe ei în apartamentele lor goale. Colegii Ronnie și Betty vin să le spună că toți au ajutat la plata chiriei pentru 100 de zile și să aducă reguli scrise pentru a evita confuzia. Ei pot lua următorul obiect la miezul nopții, iar articole precum șosetele și pantofii pot fi considerate ca unul. Ei pot lua mâncare la birou în timpul săptămânii și Betty a dus rațiile pentru weekend. Cardurile de credit și banii lor sunt într-o cutie, dacă unul o deschide pierde. Băieții așteaptă miezul nopții să iasă în grabă din apartamentele lor și se luptă cu frigul fără haine. Când ajung la depozit, Tony alege un sac de dormit și Paul alege un palton, așa că Tony trebuie să-l împiedice să ia o grămadă de lucruri. În timp ce se ceartă, o femeie pe nume Lucy iese dintr-un alt depozit. Ia telefonul lui Paul, sună pe cineva, apoi îl dă înapoi și pleacă fără explicație. A doua zi sunt vizitați de părinții lui Paul, Wolfgang și Renate, îngrijorați că el nu răspunde la telefon. Renate îi informează că ea și Wolfgang vor pleca în curând într-o excursie și Paul va trebui să supravegheze bunica. Îl roagă și pe Tony să meargă, pentru că locuiește cu ei de mulți ani și asta îl face parte din familie. Când se întorc la muncă, Paul și Tony mănâncă cât mai mult posibil din frigider și folosesc ceea ce găsesc în băi pentru a se spăla. În primele zile aleg haine care se pară prezentabile în public, dar Tony alege și o saltea, în timp ce Paul ia telefonul. Cu toate acestea, telefonul rămâne fără baterie și nu-l poate folosi până nu se întoarce la birou și împrumută încărcătorul cuiva. Într-o după-amiază, băieții merg în sfârșit la bunica Oma. În timp ce ajută la treburile casnice, își amintesc împreună de copilărie și Paul arată cât de amare este că Tony a primit întotdeauna cele mai bune cadouri și cea mai mare atenție a familiei. Tony a furat-o și pe Anna, colega lui de școală, iar Paul crede că Tony nu poate găsi o femeie de unul singur. Mai târziu, în miezul nopții, când merg la depozit pentru următoarele articole, Lucy se întoarce să-i viziteze. Tony profită de ocazie pentru a-i cere să iasă la o întâlnire, pentru a dovedi că este capabil să cucerească o femeie și Lucy acceptă. Lucrurile nu devin mai ușoare pe măsură ce zilele trec. Paul rămâne fără internet pe telefon, așa că folosește Wi-Fi-ul de la birou pentru a vorbi din nou cu Nana. Se uită la toate cumpărăturile pe care le-a făcut înainte de pariu și se întreabă de ce cumpără atât de mult și Nana explică că shoppingul îl face fericit. Tony o păcălește pe Betty pentru a-i oferi câteva ingrediente pentru întâlnirea lui și trebuie să schimbe pantalonii cu ochelarii de soare. După ce i s-au iritat ochii, pentru că nu și-a schimbat lentilele de contact de la începutul pariului. Lucy merge acasă la Tony și încearcă să fie drăguță, dar mâncarea este nasoală din cauza lipsei de ingrediente și beau vin din aceeași cană în care au pus florile. De parcă nu ar fi de ajuns, conversația lor este întreruptă de mai multe ori. În primul rând, de ochii lui Tony, care încep să scoată un lichid din cauza iritației. Lucy îl ajută să-i curețe folosind pliculețele de ceai, pe care le-au luat de la benzinărie, și cei doi se sărută.
Următoarea întrerupere vine de la Paul, care trece printr-o criză existențială după ce își dă seama că nu este fericit și de ce i-a cumpărat atâtea lucruri. Când Lucy se duce la baie, Tony încetează să fie bun și îl dă afară, explicându-i că aproape a ajuns la obiectiv cu prietena lui. Lucy aude asta și acceptă să petreacă noaptea cu el. A doua zi, Paul o vizitează pe Oma și arată servieta cu toate lucrurile pe care le avea când a scăpat din lagăr. O fotografie o arată foarte fericită, pentru că atunci era suficient să supraviețuiască. Acest lucru îl face să plângă, pentru că are mai multe lucruri și confort decât bunica lui în timpul războiului, dar nu poate fi fericit. Mai târziu, seara, Tony o vizitează pe Lucy la depozit și își petrec noaptea împreună. Tony mărturisește că vrea să o vadă mai des pe Lucy și acceptă cu două condiții. Ceea ce se întâmplă în depozit, rămâne în depozit și Tony nu o va căuta toată ziua. În sfârșit, sosește dimineața întâlnirii și Zuckerman însuși apare la birou pentru a discuta despre înțelegere. Zuckerman este gata să cumpere aplicația, dar Tony are un plan. Minte și spune că au primit o ofertă de la Google și a oferit 14 milioane de euro pentru întreaga companie. Zuckerman este de acord să egaleze prețul și afacerea este închisă. După întâlnire, Tony sărbătorește această realizare, dar Paul este furios de toate aceste manipulări comerciale, pentru că aplicația lui trebuie să ajute oamenii. După ce și-au dat câteva palme, Paul hotărăște să schimbe pariul, mai sunt doar 20 de zile, așa că pariază toate acțiunile sale pe înfrângerea lui Tony, dar de acum înainte nu va mai trebui să trișeze sau să folosească obiecte din birou. Paul se enervează din nou când află că Ron a instalat camere ascunse în apartamentul lui pentru a se asigura că nu trișează, dar nu a făcut același lucru cu Tony. În timp ce se află în birou, Paul primește un telefon de la mama lui care îi spune că Om a fost la spital în ultimele zile și că abia acum află despre asta pentru că nu are telefon. Oma s-a rănit după ce a căzut, așa că Renate a decis să o trimite la o casă de bătrâni pentru că nu mai poate trăi singură. Renate îi spune că Oma vrea ca el să aleagă ceva din apartamentul ei de păstrat, dar nu poate din cauza regulilor. Mai târziu, Paul fură niște flori și se duce la spital. Dar în loc să meargă să o vadă pe Oma, este distras când o vede pe Lucy, intrând în clădirea medicinei psihosomatice. El o așteaptă afară până când termină și chiar dacă Lucy nu este fericită că a fost descoperită, ea îi spune totul. E obsedată de cumpărături și această dependență i-a distrus viața. De asemenea, ea îi cere lui Paul să nu-i spună lui Tony și el promite că nu o va face. Mai târziu, Paul îi spune accidenta lui Tony că Lucy nu vine astăzi la depozit. Tony cere o explicație, spunând că este foarte importantă pentru el, dar Paul spune că Tony nu știe nimic despre Lucy. Paul crede că Tony este prea perfect și nu are nevoie de nimeni, așa că ar trebui să o lase pe Lucy în pace. După ce el pleacă, Tony decide oricum să o aștepte pe Lucy și cei doi petrec noaptea împreună ca de obicei. Între timp, Paul caută mâncarea bună pe care restaurantele o aruncă la sfârșitul zilei. Zuckerman îl găsește acolo pentru că l-a observat de mult, fascinat de personalitatea lui. Nana este o idee foarte simplă, dar eficientă. Este drăguță și inocentă, ceea ce o face o armă perfectă. Paul a transformat o mică mașinărie într-o persoană, care poate vinde ce vrea utilizatorilor, pentru că uită că este un obiect. Zuckerman vrea ca Paul să lucreze pentru el și îi dă un bilet la clasa business pentru California, ca să se gândească la asta. Tony încearcă să urmărească pe Lucy când iese din depozit, dar ea îl vede și îl părăsește, pentru că nu a respectat regulile. În seara următoare, Tony se întoarce la depozit și găsește spațiul fetei gol pentru că a fost confiscat de guvern. Paul explică că era plină de datorii, ceea ce îl face pe Tony să creadă că el a fost cel care a spionat-o și îl pedepsește pentru asta. Este semnalul de trezire de care Paul a avut nevoie, pentru că nu au fost niciodată cei mai buni prieteni, doar doi tipi care se cunosc de mult timp. Paul renunță și spune lui Tony să păstreze banii, apoi se întoarce în apartamentul său, unde o găsește pe Renate în lacrimi, spunându-i că Om a murit. În timp ce începe să plângă, Paul își dă seama că nu a vizitat-o niciodată pe Oma în spital, din cauza pariului stupid. Între timp, Tony își amintește noaptea în care Lucy a folosit telefonul lui Paul, așa că îl fură de la birou pentru a suna numărul pe care l-a folosit. Îl duce la robotul său telefonic, unde Lucy se prezintă cu numele ei complet, iar acum Tony poate să caute acel nume în agenda publică a orașului pentru a o găsi. După ce a văzut un șir de Lucy, el găsește adresa fetei. Lucy explică că Paul nu a spionat-o, dar i-a spus totul ca să se simtă mai bine. Dorind să o ajute, Tony se oferă să-i plătească datoria, dar acest lucru enervează pe Lucy. Nu poate rezolva problemele doar cu banii, este totuși o dependență și refuză să fie proiectul unui băiat bogat. Tony se întoarce acasă și vrea să-i ceară scuze lui Paul, dar el nu este în apartamentul lui și nici măcar nu l-au văzut în birou. Tony decide să o viziteze pe Renate, care este șocată de vestea morții lui Oma. Renate îl informează că Paul a plecat în California. Nevrând să creadă, Tony verifică apartamentul, dar îl găsește gol.
În timp ce se gândește la ce să facă, o vecină trece pe lângă el, care se plânge că mașina lui Paul lasă urmă de ulei pe drum. Se pare că el nu a plecat în California, ci locuia în mașina lui lângă un lac. Tony urmărește petele de ulei pentru a-l găsi și îi cere scuze că este un idiot. Dar asta nu este suficient pentru Paul. Vrea ca Tony să recunoască toate greșelile pe care le-a făcut. Lista pare să continue și mai departe și vine un moment în care Tony nu mai știe pentru ce să-și ceară scuze. Paul îl aruncă pe Tony în oroi și îl face să-i ceară scuze pentru Anna. Tony a furat-o doar ca să-i facă rău. Tony recunoaște în cele din urmă că este adevărat. A dărâmat totul pentru că era gelos. Paul avea sprijinul de la o familie întreagă și avea și o casă caldă, în timp ce Tony avea rămășițele de la alții. Paul își dă seama că și Tony era un băiat care avea nevoie de sprijin și în cele din urmă îl iartă. Mai târziu, Tony îl surprinde cu un articol din colecția lui Oma. L-a cumpărat înapoi de la o casă de amanet, ceea ce înseamnă că și-a pierdut pariul pentru că a cumpărat ceva. Băieții se întorc la birou și explică că amândoi au pierdut, așa că vor împărți banii aplicației în mod egal între toți. Explică de asemenea că își vor folosi banii pentru a cumpăra pământ și vor face un loc unde banii nu contează. Totuși, sunt întrerupți atunci când toată lumea primește o notificare pe telefoanele lor. Zuckerman a folosit aplicația băieților pentru a lansa Nana pe cont propriu. Această mică companie nu are puterea legală de a-l da în judecată, așa că toată lumea pleacă. Doar Paul și Tony au rămas în urmă și chiar dacă sunt fericiți să se mai aibă unul pe celălalt, Tony și-ar dori să o aibă și pe Lucy, pentru că o iubește cu adevărat. Văzând că de data aceasta este real, Paul elaborează un plan ca să-l ajute. A doua zi, Lucy iese din apartamentul ei și găsește o linie de obiecte care duce până la Tony în picioare, dezbrăcat, în mijlocul unui câmp. El începe să descrie toate imperfecțiunile lui, spunând că vrea să stea cu ea, astfel încât să fie săraci împreună. Sunt 4 lucruri în fața lui și el explică că acestea sunt cele 5 lucruri fără de care nu se poate descurca. Lucy își dă seama că este a cincea și chiar dacă este o frază cringe, îl sărută pe Tony. Câteva zile mai târziu, băieții și Lucy au plecat într-o excursie cu doar un minim de articole. Paul mărturisește că are un plan de să răzbuna pe Zuckerman, deoarece aplicația lui este prezentă pe telefoanele tuturor și în care acces la ea. Ideea este ca Nana să spună lumii întregi că Zuckerman le fură datele, ca să-i facă pe toți să nu mai folosească telefoanele. Cea mai bună parte este că Zuckerman nu poate minți, pentru că ar trebui să recunoască că a furat aplicația, așa că reputația lui este oricum distrusă. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta, activați notificările și apreciați pentru a ajuta canalul să se dezvolte. Mulțumesc pentru vizionare!